Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. Alături de mine în această seară domnul primar Constantin Toma. Domnule primar, bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, bună seara tuturor. Sau bună ziua, că încă nu s-a înserat. Dar sunteți pregătiți să le răspundeți și telespectatorilor, așa cum faceți de fiecare dată? În prima sunt pregătit parte, pentru orice în funcție asta, să și răspund. Așa și trebuie, da. Asta e viața, ce să fac. În prima parte vreau să vorbim puțin despre ce se mai întâmplă în Buzău, despre șantiere, despre lucrări, pentru că oamenii sunt interesați de ce se va întâmpla în perioada următoare și când se vor închide lucrările pe șantierele deschise, că înțeleg că se pregătesc altele. Dar, înainte de toate, am înțeles că a fost o problemă cu rabla local, programul pe care îl așteaptă foarte mulți dintre buzoienii care vor să primească acei 3.000 de lei pentru rablele pe care le dețin. Și era cât pe ce să avem programul blocat în Buzău și vreau să ne spuneți de ce. Da, programul fusese deja blocat, a trebuit să vorbesc cu președintele Agenției Fondului de Mediu, Agenției Naționale, pentru că o persoană fizică din Buzău, nu știm cine, a luat, pot să aflu, dar nu cred că mai e important acum, a luat codul Buzăului, e pe site, nu e nicio codul primăriei, nu? Așa. Adică... Și practic a blocat, pentru că când au încercat ai noștri de la primărie să acceseze municipiul Buzău, pentru că în prima fază apar până la consumarea sumei de 250 de milioane de lei pe care îi dă guvernul, din cei 80%, noi urmăm să dăm 20%, această persoană practic a blocat accesul primăriei Buzău și a 1000 de buzoieni la acest proiect. Trebuia să semneze electronică, ea nu verifică că e primar sau nu e primar, a avut semnătură electronică și de câte ori accesau, aveți deja înscriere. Am vorbit cu președintele AFM-ului, omul a verificat, domnule, aveți o persoană din Buzău care v-a blocat tot programul. Și l-am rugat, domnule, scoate-o de acolo, lasă-ne să accesăm ca să poată să aibă acces toți 1000 de oameni într-o primă fază. Deci noi am aprobat în Consiliul Local, acum trebuie să spunem că este informație. Da, să vorbim despre etape, da. Exact. 1000 de mașini aprobate prin Consiliul Local. Avem și banii puși deoparte pentru treaba asta, contribuția noastră. În momentul, o săptămână până la consumarea banilor, deci s-a calificat și Buzău astăzi, încă mai erau niște bănuți acolo și puteam 43 de milioane de lei, cred că mai erau. Scuze. Și după înscrierea asta se va da verde, se va anunța pe toate canalele, inclusiv noi la primărie, și într-adevăr oamenii vor accesa direct Bucureștiul, dar numai atunci, pe persoană deci fizică. Noi ca persoană acum juridică UAT Buzău avem 1000 de mașini aprobate și bineînțeles asta este prima etapă, pentru că avem ne-am întâlnit cu ministrul mediului, domnul Tanțoș Barna, și ne-a promis în cadrul Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România că este doar primul pas. Dacă va funcționa, va prelungi acest program. Deci și buzoienii care nu vor, se vor înscrie în acest program, care înseamnă o mașină, și asta este important, mai veche de 15 ani, dar atenție, maxim Euro 3, dacă ai vreo mașină străină și este Euro 4, nu e să califică în acest moment, nu este eligibilă pentru acest proiect să primească 3.000 de lei. Deci cam asta este informația și un pic de răbdare. Deci e loc pentru toate. Ca primar mă bucur foarte mult pentru că se vor elibera cel puțin câteva sute de locuri de parcare, având în vedere că o parte din aceste mașini probabil mai sunt ascunse pe la țară sau prin garaje. Dar spuneți-mi, vă rog, ce ar trebui să știe buzoienii? Cum se pot înscrie? Cum pot beneficia deci de acești sunt toate bani? Informațiile, se vor înscrie foarte ușor. Deci nu de acum se fac înscrierile, nu, da? Nu de acum. Acum ne-am înscris noi. Primăria. După ce va fi primăria Buzău și primăriile din România. După ce va fi validată această înscriere, pentru că și noi trebuia să îndeplinim niște condiții, se va da verde de la București, facem și noi comunicat de aici și în secunda care se va începe, vor ști toți buzoienii care de acest program și vor putea accesa direct pe o aplicație, da? Pe o aplicație e treaba foarte simplă. Deci nu simplu. Trebuie să vină la primărie. Cum a făcut persoana care ne-a blocat autobuzul, acum nu îi va mai bloca nimeni. Dar persoana respectivă s-a grăbit foarte tare și de aceea a blocat atâta, sistemul. Așa a înțeles omul și dacă erai mai atent, dar probabil și o parte de comunicare din mai lejer așa din partea celor de la AFM, probabil nici noi n-am comunicat că noi suntem primii, dar totuși s-a făcut multă promovare pe toate posturile, și naționale și locale.
O să mai vorbim despre Rabla local, pentru că sunt foarte mulți doritori. Astăzi a fost un moment important la primărie, un moment important și pentru buzoieni care, din păcate, în perioada următoare vor avea de îndurat mai multe șantiere. Din fericire, peste o perioadă de timp vor beneficia de servicii mai bune de la compania de apă. A semnat contractul în sfârșit, proiectul numărul 1, da? Este un moment important. E vorba de îmbunătățirea stării rețelelor de apă și canalizare din municipiul nostru. Dacă nu s-ar fi accesat acest program, riscam ca rețelele companiei de apă pur și simplu să colapseze. Noi mai avem rețele de apă, de transport apă potabilă din azbociment și oțel. Azbocimentul este interzis, oțelul este făcut praf. Practic corodat, sunt rețele de 40, 50, 60 de ani de zile. În același timp, partea de rețea de canalizare. Deci, dacă acest program, care înseamnă pentru Buzău înlocuirea rețelelor de apă și canalizare sau redimensionarea canalizării, cum este pe strada Dorobanț, va fi o colector de ăsta principal chiar pe mijlocul străzii, pentru a face față, pentru că în acel colector se adună practic toate apele uzate care merg acolo spre Vadul Pașii la stația de epurare. Deci, dacă acest proiect pe 43 de străzi nu ar fi reușit, și aici îi felicit pe cei de la compania de apă, atât pe directoarea generală, doamna Simona Săvulescu, cât și echipa dumneaei, care s-au calificat pentru cele 18 companii din România, sunt 43 de companii regionale, s-au calificat și au luat o mulțime de bani. La nivelul județului Buzău, unde de asemenea vor fi lucrări și de extindere, dar și de reabilitare, înseamnă 352 de milioane de euro, iar numai proiectul de la Buzău înseamnă 26 de milioane de euro. Ar fi fost imposibil din banii primăriei sau din banii companiei de apă să aduni atâția bani și să faci o asemenea investiție. Din această cauză a fost nevoie de toți buzoienii și este nevoie în continuare, cel puțin până la sfârșitul anului 2025, de acea strategie de tarifare, respectiv partea asta de coparticipare la finanțarea pusă de Uniunea Europeană înseamnă 6%. A contribuit toată lumea. Prin prețul mare plătit, prin prețul mai mare plătit, nu mai suntem pe locul 1, suntem pe locul 3. Probabil după, în sfârșit, 6-7 luni de zile vom fi undeva pe la mijlocul clasamentului. Dar nu pentru că ieftinim noi apa, pentru că o scumpesc alții, pentru nu? Pentru că o scumpesc alții, pentru că, în sfârșit, ori n-au avut curaj, noi trebuia să respectăm legea, în același timp să creăm și sursa de finanțare pentru aceste fonduri europene. Pentru că această strategie de tarifare, o repet la nesfârșit, este semnată înainte de a deveni eu primar în 2016. Este o obligație de care n-am știut, mărturisesc treaba asta, nu mi s-a comunicat. Am spus la un moment dat, domnule, cum vin eu primar, curge lapte și miere pe conductele din Buzău și ieftinesc apa, o fac gratuit. N-a zis treaba asta. Dar a zis că o ieftiniți. A zis că o ieftinesc, da. Dar acum din 2026. Din păcate, nu se poate mai devreme, dar se vor crea condiții. Adică peste 10 ani. Nu 10 ani, suntem în 20. Da, da, având în vedere că am fost ales în 2016, aveți dreptate. Da. Din păcate. Dar, încă o dată, dacă nu aveam acces la aceste finanțări, deci Buzău n-ar fi mai avut apă de consum, de spălat, rețelele de canalizare n-ar mai fi funcționat. Deci este o realitate și cu asta trebuie să începem. Nu se vede, nu-i spectacol aici, nu asfaltezi o stradă și se vede imediat că ai asfaltat strada sau, eu știu, ai făcut un nou parc. Rețelele astea sunt subterane. Simțim numai la robinet dacă apa este proastă sau, Doamne ferește, dacă se îmbolnăvește cineva din cauza apei. S-ar fi putut întâmpla și asta, spuneți. De cum să nu se întâmple? Dacă noi nu înlocuiam chestia asta, s-au băgat filtre, s-au băgat, dar nu aveam o garanție, pentru că noi trebuie să livrăm, suntem obligați să livrăm o apă potabilă la cele mai înalte standarde, în același timp apa asta trebuie să curgă permanent la robinetele buzoienilor. 43 de străzi, domnule primar, așa care este. Vor intra în lucru. Străzi importante, unele dintre ele. Foarte multe străzi importante, pentru că pe acolo trec în general magistralele, vorbesc de conductele astea de diametru mare. Cea mai importantă lucrare, și cu asta se va începe, este înlocuirea conductei de 300 de mm pe Bulevardul Unirii,
Constructorul a promis că va veni cu furaj de la pe sub pământ, să sperăm că îi va reuși chestia asta. Ca să nu mai spargă... Ca să nu mai spargă atât, da, pentru că avem o condiție aici, până la sfârșitul lunii iunie, practic ar trebui, așa cum se știe, să iasă strabagul, să iasă din această lucrare. Acum se lucrează pe Unirii Nord, inclusiv noaptea, pentru partea de asfaltare, că s-ar bloca absolut tot. Și sunt condiții ca această lucrare să se termine la timp, respectiv cele patru proiecte care au fost pe Bulevardul Unirii, toate odată, că vorbim de apă, că vorbim de înlocuirea conductei de 300 de milimetri, că vorbim de reabilitare stradală, că vorbim de managementul inteligent al traficului, că de asta s-a spart la intersecții și acum sunt șanțuri, sunt inclusiv pe aici, pe unde sunt semafoare sau pe unde vor fi semafoare, inclusiv pe Marghiloman din noaptea asta și anunț și cu acest prilej. Între orele 19 și 6 dimineața se va lucra până se va termina, sper în 2-3 zile să se finalizeze, oricum săptămâna asta, astfel încât să nu se mai circule prost pe acolo, pe partea cealaltă. Nu se putea asfalta pe ploaie. S-a încercat cu nisip, s-a încercat cu pietriș, ajungeam la alte nenorociri, în sensul să se spargă parbrize sau, Doamne ferește, vreo piatră de acolo să lovească pe cineva și să fie un lucru mai grav. Îmi cer scuze pentru treaba asta, dar așa este pe șantier și trebuie atenție pentru că nu avem ce face. Nu poți să scoți, eu știu, populația din oraș, îți faci investiția și pe urmă, mă, veniți la loc, s-a terminat, am finalizat nu știu ce stradă. Nu avem cum. Deci trebuie să suferim pe o perioadă scurtă ca să ne bucurăm 10 de ani de aici încolo, fără nicio intervenție. Bun. Vorbeați despre Unirii. Problemele mari au apărut în ultima perioadă exact pe Unirii Nord, podul Mărăcineni, blocaje mari în trafic, chiar dacă se lucrează și noaptea. Deci este șantier acolo, pentru că așa cum știți, acolo am mai avut o lucrare, deci o conductă de canalizare pentru ape pluviale, pentru apă de ploaie. Nu exista așa ceva și am fost nevoiți să o facem. Nici nu s-a știut că nu există așa ceva. Atunci când s-a făcut analiză și s-a făcut măsurători, a fost o necesitate. Din cauza asta, firma care a câștigat contractul ăsta, deci nu a fost lăsată să intervină acolo, din cauza asta li s-a mai prelungit și contractul și din cauza asta. Acum acea conductă s-a făcut, acea investiție, s-a făcut recepția și acum, bineînțeles, că se lucrează și vremea o permite, sau sper să ne permită, că dacă plouă tot la fel nu pot să lucrez, și această lucrare va fi finalizată. Deci toată concentrarea acestei firme acum este pe Unirii Nord, pentru că este zona cea mai aglomerată din Buzău în acest moment. În condițiile în care în iunie ar trebui să fie lucrarea încheiată pe Unirii, care e stadiul în acest moment? Sunteți mulțumit de ce se întâmplă pe bulevard? Bineînțeles, mai este partea de finisări. Se lucrează modogrosul, așa suntem în grafic, sau ei sunt în grafic, au un grafic cu noi. Sunt condiții să se finalizeze până la sfârșitul lunii iunie această lucrare. Bineînțeles, oamenii pe bună dreptate, domnule, aici ai pus bolar zeia, eu știu, șuruburile alea sunt prea scurte și au ieșit de acolo, sau la trecerile de pietoni, ce au pus aia, mușamaua aia acolo s-a dezlipit, vor fi refăcute toate aceste lucrări, fiți fără grijă, pentru că pe orice șantier se mai fac și greșeli, se mai lucrează și cu materiale proaste, din păcate, dar rolul și a supervisorului și a dirigintelui de șantier și a noastră, pentru că nu voi semna recepția decât atunci când vor fi îndeplinite toate condițiile de calitate, conform proiectului tehnic, bineînțeles. Și acum vi se pare că sunt îndeplinite? Mai sunt în linii mari, da, dar mai este foarte mult de lucru. Dimineața am fost, de exemplu, când am pe rând așa, mi-au șantierele din interior, mă laud iar, fac aproape 10 km pe zi, să nu mai zic că unică. Bă, dar să mai deschid 43 de șantiere, să aveți și mai voi fi și pe ele, da. Deci am fost pe Unirii Sud și am venit până la primărie. Deci plec după Buceci, Sculpturii. Da, de obicei mergeți pe trotuar sau pe carosabil? Că sunt multe trotuare ocupate de mașini. Deci asta este un adevăr și avem încă foarte, foarte multe trotuare proaste. Dar mersul ăsta pe jos, cum să spune, mă accelerează și presiunea asta asupra mea ca să facem cât mai repede această infrastructură. Nu se bate din palme. O spun încă o dată, 20 și nu știu câți ani nu s-a făcut absolut nimic. Au trecut 7 ani de zile, nu sunt foarte mulțumit nici eu, probabil să putea face mai mult, dar la timpul pe care l-am avut, la banii care i-am avut, la nervii care i-am avut și încă îi mai am, eu zic că este un rezultat bun până în acest moment.
Vreau să mai vorbim despre Unirii și apoi trecem la Piața Dacia. Pe Unirii nu ați rezolvat problema parcărilor. Vorbeați despre o bandă pe sens. Poliția rutieră deci, nu acordă aviz pentru o bandă dată, pe sens. Încă o dată, discutăm aici. Cu siguranță vom găsi soluție împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean, pentru că inițial s-a dat un aviz cu aceste mașini, atenție, în paralel cu axul drumului, nu în spic, și în spic vor fi acolo doar unde au fost alveolele pentru stațiile de autobuz. Deci vor fi în jur de 500 și ceva de locuri de parcare. Bineînțeles, pe Unire sunt mult mai multe mașini. Sunt mii. 750 de mașini. Încercăm să rezolvăm această problemă, sau am încercat să rezolvăm această problemă, inclusiv refăcând stânga-dreapta, tot ce puteam prin spatele blocurilor. S-a întâmplat treaba asta și pe Arinului și pe Platanului și ce mai avem acolo, Patriei Stejarului. Acum suntem, am intrat cu echipele de la Urbis pe... Am fost la Clubul Polițiștilor în spate, acum am trecut la Episcopie și, bineînțeles, s-au făcut trei sensuri unice. Vorbesc de Patriei, Colonel Buzoianu și aici pe Dionisie Romano. Încercăm, pentru că se poate parca la un sens unic, se poate parca și pe stânga și pe dreapta. Nu este ușor, mă pun în pielea acelor oameni cu mașini care locuiesc în zona aia, dar soluții minune nu avem. Bineînțeles, nu am abandonat, se lucrează în luna mai, ni se vor preda proiectele tehnice. Pentru acele parcări supraterane, avem identificate și facem proiectul pe primele trei astfel de locuri, vedem ce succes vor avea. Unde ar trebui să fie? Între blocuri pe Unirii Sud și venim până aici aproape de Casa Căsătoriilor. Cred că fosta Casa Căsătoriei, scuzați-mă, pe spate. Unde va fi centrul de trafic, nu? De supervizarea traficului. Unul din proiectele astea care este în Buzău acum și este unic în Europa de Est, este managementul inteligent al traficului cu, practic, elemente de inteligență artificială în intersecțiile astea semaforizate, camere de luat vederi inclusiv pe autobuze și în fiecare intersecție. Toată informația asta este procesată la fosta Casa Căsătoriilor, aici pe Bălcescu. Se vor lua decizii în timp real. Când ar trebui să înceapă activitatea tot până acolo? La sfârșitul lunii iunie. Toate proiectele astea sunt legate între ele și mă aștept să nu existe întârzieri. Deci totul este făcut pentru îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul nostru și al reducerii noxelor. Practic, un autobuz de aici s-a făcut și bandă specială autobuzului. Dacă ai stabilit, eu știu că la 10 trebuie să fie în stația de la Bazar, 10.00 va fi la 10.00 în stația de acolo. Prin aceasta și prin autobuzele electrice, avem deja 13 la Buzău cu stațiile de încărcare aferente și mai avem câștigate încă 36 de autobuze și microbuze care, tot electrice, care vor intra și astea în flota Transbuzului. Deci se va îmbunătăți calitatea transportului în Buzău, inclusiv în respectarea orarelor în trafic, ceea ce va fi foarte important. Ce facem cu Unirii și cu semafoarele, care probabil nu vor fi sincronizate cu momentul în care apar autobuzele în stații? Oamenii sunt nevoiți să traverseze până la mijlocul bulevardului, nu? Tocmai asta este sistemul. Va fi totul sincronizat. Deci există un singur... Deci când vine autobuzul, oamenii au verde să treacă, da? Deci, încă o dată, nu intrăm în detalii tehnice, că nici eu nu le cunosc la detaliu, dar este făcut totul, Doamne ferește, să întâmplă un accident, vă dați seama că plătim cu toții și plătim și cu libertatea, nu e glumă aici. Deci tot acest sistem va funcționa. Deci să ne înțelegem foarte clar. Spuneți-mi ce se întâmplă în Piața Dacia. Acolo spuneați că la finalul lunii mai ar trebui să vedem lucrarea terminată. Trebuie să se întâmple acest lucru. Din păcate, în perioada asta cu Paștele, lucrătorii care sunt în Piața Daciei sunt din Transilvania. O parte protestanți, o parte catolici, nu erau ortodoxi și o parte ortodoxi, pardon, că avem și în Transilvania. Și Paștele ăsta s-a dus la vreo două săptămâni de timp liber pentru ei, din păcate. Acum au venit astăzi, au fost, vă dați seama că sunt cu ochii pe ei aici, nici n-ai ce le face, că e greu să-i mai găsești. Vreo 40 de oameni au fost astăzi în Piața Daciei. Ei spun și mi-au dat în sfârșit asigurarea că până la sfârșitul lunii mai vor ieși din acest proiect. Probabil, atenție, încă o dată repet, toate zilele astea cu ploaie eu trebuie să le adaug în contractul lor. Deci este în fiecare contract cu orice constructor care lucrează afară, zilele în care nu le permite vremea, le adăugăm și, bă, avea, de exemplu, 25 mai Piața Dacia.
Dacă au fost 5 zile de ploaie, evident că va fi 30 mai. N-ai cum să-l eu știu, să spui, bă, 25 mai. Nu, uite, doamne, am luat de la... Și a plouat aproape jumătate din primăvară, adică... Doamne, asta și este... Și o să mai plouă. Asta este, Doamne ajută, este o chestie extraordinară, că ați văzut ce secetă a fost anul trecut. Lasă plouă, că ploaia înseamnă belșug. Așa că ne așteptăm tot în iunie să fie, nu? Și piața de aceea încheiată. Mi-a spus la jumătatea anului, că acum, eu știu, nu mor spânzura buzoieni în piața Daciei când îi vă da drumul, că vom mai întârzia, eu știu, două săptămâni sau o lună de zile. Sunt șantiere, depunem toate eforturile, stăm pe ei, ne asigurăm să aibă banii la zi, să îndeplinească toate condițiile. Noi să îndeplinim toate condițiile, în primul rând, ca ei să nu să aibă, să se poată lucra în liniște și... Asta este. Pe Transilvaniei, de ce nu s-a făcut încă recepția lucrărilor? Păi sunt împreună cu ce înseamnă Bulevardul Industriei, Strada Transilvaniei și Bulevardul Unirii. Deci este un singur proiect. Aici e un singur constructor. Deci și se face recepția la toate odată? Păi nu e normal. Pentru că sunt toate legate, inclusiv deși cu... Deși la sfârșitul lunii iunie, cel mai devreme, nu? Ăsta inteligent al traficului, sunt legate toate. Acolo unde e semafor, e și sistemul ăsta. Bun, spuneați că și pe Marghiloman vor fi reasfaltări, da? În primul rând, canalele unde s-au băgat cabluri, pe actualele semafoare sau pe unde vor fi semafoare. Deci, în intersecții, cum e la Bucești, cum e până aici pe strada Obor, s-au făcut traversări cu săpătură și, bineînțeles, că a rămas un mic șanțuleț acolo, dar nu la nivel de dezastru, cum mi-au scris unii buzoieni, domnule, să mă fac praf, s-au îndoit gențile, s-a întâmplat nu știu ce nenorocire. Dacă ai avut 180 pe oră, dacă mergeai cu 50 de km pe oră, dacă mergeai pe jos cum am mers eu, sau cum merg eu... Pe jos înțeleg că sunt probleme și pe Unirii pentru cei care nu sunt atenți, de exemplu, la trecerea de pietoni de la intersecția Unirii cu Ciochinescu. E o diferență mare între stratul de asfalt de pe să înțelegem foarte clar. Deci lucrările trebuie semnalizat. Nu s-au recepționat. Este complicat. Bineînțeles că ar trebui semnalizat tot. Dar probabil că ar apare Buzău numai cu semnalizări în șantier. E complicat și pentru constructor. Bineînțeles că insistăm, băi, semnalizează lucrarea, numai... Măcar la trecerea de pietoni, unde omul e atent la culoarea semaforului, nu la asfalt. La fiecare intersecție, practic, este pericol să te împiedici. Trebuie să fim mai atenți în perioada asta, n-avem ce face. Deci la fiecare intersecție pericol să te adevărul. Împiedici, spuneți. Merg pe jos și văd treaba asta. Ce să facem? Un pic de atenție până vom depăși această etapă. Mult a fost, puțin a rămas, vă dați seama. Suntem luni, e deja 1 mai, nu? Da, când încep lucrările pe 43 de străzi, spune doamna Săvulescu, că nu vor începe toate odată, dar mare parte dintre ele vor începe, da? Cu pe străzi importante. Vă dați seama că după ce se va săpa, va trebui să asfaltăm. Nu se va asfalta bătând din palme, că este cumplit. Gândiți-vă numai la ce înseamnă bugetul acestui oraș, pentru că aceste lucrări nu sunt finanțate pe fonduri europene decât bucata cât ai săpat, eu știu, de a-i băga conducta acolo. Atâta se asfaltează. Restul, bineînțeles, noi am lăsat o parte din lucrările, am fost la meciul de handbal normal și mergând pe jos, mi-am adus aminte, iar că și Aleea Sporturilor sau Strada Sporturilor, noi am pus o bandă, cum am pus și pe horticule, pe centru, ca să poată circula autovehicolele, inclusiv autobuzele, dar am lăsat trotuarele și zona de lângă trotuar, cum este pe horticule, să se poată parca, fără să mai asfaltăm. Acum, bineînțeles, după ce se va face înlocuirea de conducte, inclusiv pe horticule, inclusiv pe Strada Sporturilor sau Aleea Sporturilor, va trebui să reabilităm de la un cap la altul și de-a curmezișul și pălățime tot, și să aducem străzile la un nivel acceptabil. Și îl vom face, inclusiv cu pistă de biciclete, cu tot ce trebuie. La Gloria Steaua ați fost? Cum să nu? Sunt peste tot, doamnă. Spuneți-mi despre Angel Salini. A fost o săptămână bună pentru sportul buzoian. A fost, să sperăm că vor fi mai multe. Am bătut la Baia Mare, am bătut Galațiu. E ok. Deci merge Buzău și pe partea de sport, merge bine. Angel Salini se pregătește proiectul să demareze și el, nu? Da, suntem foarte aproape. Doamne ajută, alte 14 străzi. În total o să avem tot orașul în șantier. Doamne, cât o-i fi eu de înjurat... Totodată, la asta mă refer, nu pe bucățele. Este cea mai mare mulțumire pentru un primar. Vorbeam și cu colegii mei și am o mulțime de prieteni. Este să ai proiecte și să rămână ceva după tine, măcar un gând bun. Gândul avem proiecte. Să fac. Cu
niște necazuri la început pentru oamenii care locuiesc acolo sau care sunt în trafic acolo. Dar se putea fără. Iar chestiile astea nu le poți programa, că au mai fost unii deștepți, inclusiv de ăștia oponenți politici. Dom'le, de ce nu le-a programat, dom'le, una după alta? Mai aveți oponenți cine politici? Am înțeles că sunt alianțe, peste alianțe, înțelegeri, peste înțelegeri. Mai fac băieții câte o plângere penală, mai da? Fac, dar nu contează. Cer să te obișnuiești cu asta, e greu să te obișnuiești. Asta e bine să fie oponenți, avem opoziție, democrație. Mă gândeam că nu, sunteți doamne, așa ferește, tot împreună, nu e dictator, faceți este calcule pentru anul viitor. Nu, eu nu fac niciun calcul, domnule. Eu n-am timp de calcul aici, trebuie să muncim. Bun. Asta înseamnă că strada Răscoalei, pentru că am multe întrebări, o să intre în sfârșit în reabilitare. Deci avem din astea 14 străzi, deci am prins toate străzile astea care sunt pe Transilvanie și dau în, în Transilvaniei. Martirilor nu era și ați văzut, a fost făcută anul trecut. Deci este foarte important că acolo unde am făcut și am demonstrat aici pe Unirii, ne-am dus stânga dreapta, acum ne-am dus pe Unirii Nord. Să facem tot ce e perpendicular pe strada mare pe care o facem. Iar Transilvania e o stradă mare, Unirii e o stradă mare și era normal să venim după ce vom face horticole, că avem și aici necazuri cu stelei, cu ninfelor, cu oamenii care ne urmăresc din zona aia. Bineînțeles, s-a terminat strada Transilvania, am înlocuit conducta, am făcut strada, până vom face străzile laterale. Și este normal să întâmple așa. Strada Luminică, mulți cetățeni de acolo, bun, tot în zona aia. Vreau să vorbim puțin și despre blocurile pe care le reabilita. Știu că ați făcut un apel data trecută să vină oamenii la asociații să anunțe. S-au înscris asociații multe sau nu? Da, s-au înscris. Acum să vedem, să prindem cât mai mult, vedem cu cât ne prinde pe... A fost un moment atunci extraordinar când puteam să luăm foarte mulți bani. Din păcate nu s-au înscris suficienți oameni. Și n-am luat foarte mulți bani, nu? Am luat destui. La nivelul României suntem pe primul loc. Cred că avem vreo 122 de milioane de euro luate până acum pe reabilitarea de blocuri, inclusiv a blocurilor cu probleme. Ceea ce este minunat. Pentru că chiar am dat lovitura aici. Din vreo 500 de milioane de euro, Buzău a luat 122. Și suntem de vreo 25 de ori mai mici decât București, și nu mai spun de câte ori din... Domnule primar, mâine e ședință de Consiliul Local Municipal. Veți vota majorarea tarifului pentru biletele transbus de la 2 la 3 lei. Doamne, de la 1 mai, spun, da? Nu, exact. Nu e nicio bucurie pentru că, în afară de faptul că aveam cel mai mic tarif din România, 2 lei, în momentul ăsta costul unui bilet la Buzău este de 9 lei și ceva. Deci, practic, vom susține în continuare cu 6 lei și un pic fiecare bilet de autobuz din Buzău. Nu avem ce face, facem toate eforturile. Anul trecut, gândiți-vă că cred că au fost peste 6 milioane de euro numai parte de subvenții. Deci nu mai putem rezista. Fondurile astea europene înseamnă și cofinanțare și pentru primăria Buzău. Deci nu sunt glume. Pe partea cealaltă trebuie să ai grijă, deci cheltuiala în afara de salarii la școli este ținută de noi. Ați văzut, sunt 22 de proiecte numai pe refaceri de terenuri de sport, de exemplu, s-a terminat acum la HD-ul. Nu vă spun, peste tot, că sunt câinii fără stăpân, că sunt spațiile verzi. Uite, acum a plouat mult, căldură, a crescut iar iarba, bineînțeles că un program a început să cosească și asta înseamnă bani. Iluminatul public, care înseamnă și aici bani. Eu știu, 60% din consumul de energie electrică la nivelul întregului Buzău, inclusiv școli, vorbesc de spații publice, înseamnă iluminatul public. Nu este o glumă. Avem și aici un proiect care a demarat. Până în toamnă sperăm să avem tot iluminatul public cu LED-uri. Și sper să... Proiectul este aprobat, banii avem, contractul a fost semnat, lămpile se pare că sunt deja aduse din Germania. Deci, dar spuneați că avem un buget foarte mare. Vorbiți de și anul trecut și anul acesta despre bugete foarte mari. Da, doamnă, așa este. Dar este vorba de buget de investiții. Deci noi din banii primăriei ne rămân toți banii, atenție, pentru investiții, după ce rezolvăm cu cheltuielile de funcționare ale orașului, atenție, doar vreo 5-6 milioane de euro pentru investiții. Gândiți-vă că numai blocul 41, sau hai să luăm blocul 17, înseamnă 8,2 milioane de euro. Un singur bloc reabilitat, cu consolidare cu tot, iar blocul 41 din micro 14 înseamnă 7,4-7,5 milioane de euro. Și noi anual, la nivelul primăriei Buzău, cu toate sumele astea care se strâng, deci ne rămân foarte puțin bani. Eu când vorbesc de buget, avem anul ăsta 113 milioane de euro numai în investiții, atenție, din care doar
5 milioane de euro sunt de la primărie. Deci 113 milioane toți bani. La ăștia 113 milioane adunăm cu pe venituri, primăria mai adună 60 ceva de milioane de euro. Față de, mă laud cu chestia asta, dar chiar este un rezultat și al funcționarilor din primărie și al economiei buzoiene. Deci față de 2016, anul trecut, am strâns la venituri cu 19 milioane de euro față de 2016. Și din amenzi? Din taxe, impozite? Nu. A mers și economia, dar a crescut foarte mult gradul de colectare. Pentru că am găsit un grad de colectare foarte mic. Practic, la un moment dat, nu știu, lumea nu mai plătea, firmele nu mai plăteau, era gradul ăla de colectare foarte, foarte mic. Am ajuns, cred că anul trecut suntem pe undeva la 95%. Au crescut cam 20 de puncte procentuale, a crescut gradul de colectare, ceea ce ne-a ajutat foarte mult. Mai povestim și în a doua parte, ne oprim pentru câteva minute, revenim imediat. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul primar Constantin Toma. Puteți suna, îl puteți întreba pe domnul primar ce vreți să știți vis-a-vis de problemele din Buzău. Citim și mesajele. Și, domnule primar, am rămas datoare cu o întrebare vis-a-vis de pedagogic. Înțeleg că s-au găsit soluții pentru reabilitarea acelei părți afectate din clădirea colegiului, nu? Deci, încă o dată, suntem în faza de expertiză. În funcție de ce va rezulta din această expertiză, vom lua împreună cu conducerea școlii, vom lua o decizie. M-am întâlnit cu dumnealor. De comun acord vom lua decizia cea mai bună pentru elevi și pentru părinți, pentru profesori, normal. Spune un telespectator vis-a-vis de prețul biletelor de autobuz, spune că sunt abonamente gratuite pentru pensionari cu pensiile până în 3.500 de lei, iar pentru muncitorii cu salariul minim măriți prețul, nu e normal, pentru unii mumă, pentru alții ciumă, spune telespectatorul. Hai să protejăm și pe oamenii în vârstă. Acum, dincolo de toată treaba asta, pentru că au cheltuieli mult mai mari decât un om tânăr, mă gândesc la medicamente, mă gândesc că ei de obicei își mai ajută și un nepoș și așa mai departe. Este o decizie care a fost luată înainte și o menținem. Deci nu o să bag în Consiliul Local o hotărâre prin care să luăm această facilitate. Trebuia să amintească aici că avem și gratuitate pentru toți elevii din Buzău. Și e un lucru foarte important și pentru pensionari. Dar pensionarii sunt limitați doar la 20 de călătorii. Iar, da, deci n-au gratuitate tot timpul. Doar pentru 20 de călătorii, atât. Iar pentru salariați, știu că au fost proiecte sau s-a încercat la un moment dat, dar pentru că probabil numărul este foarte mare. Nu, să ne înțelegem foarte clar. O parte din firme, și mai ales firmele mari, dau facilități. Ori plătești 100% abonamentele, ori plătești 50%. Deși firmele dumnealor, pentru că noi am adus, dacă vreți, prin acest proiect, ne-am dus în 99 de localități de pe lângă Buzău. Practic am adus foarte mulți oameni la lucru în Buzău și din cauza asta vă spuneam mai devreme că economia buzoiană a funcționat și datorită deciziei noastre și au crescut încasările la buget cu 19 milioane de euro, asta însemnând că firmele au funcționat și au avut și oameni la muncă și în același timp s-a mai micșorat din abandonul școlar, mă refer la copiii care nu mai veneau după ce terminau clasa 8-a, nu mai veneau la școală. Școală profesională sau liceu în Buzău. Din acești copii, vă dați seama, va fi o rezervă de forță de muncă sau va fi viitoarea forță de muncă din fabricile și din economia buzoiană. Alt telespectator vă întreabă dacă aveți vreun proiect pentru Dorobanți 1 și Dorobanți 2. Sunt numai gropi și sunt probleme și cu gunoiul, spune telespectatorul. Deci, încă o dată, Dorobanți 1, Dorobanți 2, Broșteni s-au făcut întâi străzile, așa cum se știe. În Dorobanți 2 s-a făcut și Dorobanți 1 s-a făcut trotuarele, în Broșteni se termină trotuarele. Acum, în Broșteni și în Dorobanți 2 vom începe parcările, după care, după finalizarea acestora, vom începe și în Dorobanți 1. Deci nu abandonăm, dar spuneam și mai devreme, prima presiune, cea mai mare presiune a fost pe străzi, pentru că și în aceste trei cartiere importante ale Buzăului sunt o mulțime de mașini, și trebuiau să circule. Și prima presiune venită din partea oamenilor de acolo, domnule, faceți-ne drumurile. A venit COVID-ul, bineînțeles, s-au micșorat și banii, s-a micșorat și, eu știu, potențialul nostru de a putea face mai mult. Acum l-am reluat în funcție de banii care îi avem și de ce reușim să mai facem, în afară de bugetul local și alte fonduri, cum a fost și acesta în Ghel Salimi.
Deci încercăm să le ducem pe toate la capăt. Avem pe cineva care înțeleg că așteaptă la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Rugămintea pentru telespectatori, o singură întrebare, pentru că avem timpul limitat. Restul întrebărilor în mesaje, vă rog. Vă zic, legat de spitalul municipal, când începe proiectul și blocul G1, când se reabilitează și parcarea. Și blocul și parcarea, că e numai blocul, domnul primar n-a văzut. A văzut, probabil, dar vă răspunde imediat. Seară bună vă doresc. Blocul G1, domnule primar, cunoașteți zona? Păi, îi prins în proiectele astea și se va ține licitație și când vom avea un câștigător, va fi dat și public și se va întâmpla. Deci, cu spitalul municipal, sunt și într-un comitet interministerial numit de primul ministru pe transferul tuturor spitalelor CFR către alte entități, inclusiv municipii. Vom lua în prima fază spitalul CFR și îl vom transforma în spital municipal cu dotări și cu tot ce trebuie, până se va construi spitalul municipal acolo unde am stabilit, respectiv în afara orașului Buzău, în apropierea viitorului orbital, centurii ăia de 24 de kilometri, la vreo 2-3 kilometri de autostradă, vom avea toate condițiile acolo. Suntem acum la lucrarea puzului, plan urbanistic zonal, după care se va întocmi studiul de fezabilitate, în baza lui se vor aproba indicatorii tehnico-economici, după care vom găsi bănuții, facem săpături de acum și vom trece la treabă. Deci este un proiect care va dura ceva timp, dar până atunci doresc să avem un spital municipal și să fac un model din spitalul CFR, un model de spital municipal. Bineînțeles că va trebui să aducem și echipamente moderne, să mai aducem și ceva medici și cu echipa care este deja acolo, sper să fie o chestie bună pentru Buzău. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Să rămâne, bună seara. Vă rog. Bună seara, domnule primar. Bună seara. Aș vrea să vă fac o întrebare în legătură cu parcările. S-a ajuns la parcări cu licitație să plătească 10 de milioane. Nu facem parcări deloc. Unde? În ce zonă plătiți 10 de milioane? Am rămas uimit, la Arad s-au făcut 8 parcări supraetajate. Și noi toți zicem că facem și nu facem nimic. Noi tragem niște linii pe străzi și am făcut parcare. Și pe urmă mergem la licitații cu 10 de milioane. Puteți să-mi dați exemplu pe Unirii 10 de milioane sau unde și câte 10 de milioane? Dau 5 de milioane pe locul de parcare. Am vecin care a dat 25 de milioane. Pe Unirii Sud, Nord? Pe Unirii Sud, da. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. S-au scris 3. Da, știu că sunt situații multe pe Unirii, așa. La Arad am rămas urmic 8 parcări supraetajate. Ce are Aradul și ce are Buzău? Vă răspunde domnul primar. Seară bună vă dorim. Și făcut o parcare supraetajată. Las pe domnul primar să vă răspundă. Vă spuneam că avem timpul limitat, așa că ne rezumăm la o întrebare și la intervenții mai scurte. Este o realitate ce spune domnul. Sunt totuși cazuri de excepție, pentru că marea majoritate a buzoienilor dau doar 1,120 de lei pe an. Sunt și astfel de situații, din păcate. Ce are Aradul și ce n-are Buzău? Vă spun de-a dreptul. Aradul a avut primari. Nu puteți să-mi cereți mie să fac ce nu s-a făcut în 26 de ani, să fac peste noapte, și asta nu era prima prioritate. Prima prioritate a fost să facem cât mai multe străzi, prima prioritate a fost să băgăm cât mai mulți bani în școli, pentru că nu se mai putea, și restul proiectelor care sunt în derulare în momentul ăsta. Erau foarte, foarte necesare, am atras bani europeni, se lucrează și la acest proiect, tragem linii pe străzi, dar numai acolo și între blocuri, numai acolo unde se reabilitează acele parcări, acolo tragem linii. Deci și acolo se consumă bani și vă spuneam, sunt doar 5 milioane de euro care avem de investit în fiecare an, vorbesc din bugetul local. În rest încercăm să atragem cât mai mult fonduri europene și să luăm credite. Vis-a-vis de povestea asta, Fitch Ratings, una dintre cele mai mari agenții de rating din lume, a dat Oradei, Brașovului și Buzău ratingul de BB- și ne-a crescut de la negativ la stabil. Deci situația financiară în perspectivă este bună.
Această firmă de rating dă ratinguri la nivel mondial și pentru țări. Iată, în România, Buzău este luat în calcul și mă bucur pentru treaba asta. Deci se vor face și aceste parcări, dar încă o dată nu este prima prioritate a acestui oraș, parcările din oraș. Aducem cât mai multe mașini până o să murim din cauza aerului viciat. Încet, încet nu se va renunța la mașini sau se vor lua mașini electrice, dar încet, încet, asta spune oamenii ăștia care au evoluat și am vizitat multe orașe importante, lumea a început să circule și cu mijloacele de transport în comun și cu bicicleta și pe jos. Nu trebuie să circulăm, ne ducem la pâine 100 de metri, ne-am urcat în mașină și ne ducem. Iertați-mă, dar este punctul meu de vedere. Vom încerca să facem și vom face și parcări, dar nu este prima prioritate a acestui oraș să facem numai parcări. Păi nu, dar probabil că foarte mulți dintre buzoieni consideră o prioritate. Eu înțeleg enervarea omului. Sunt țări, de exemplu Japonia, dacă nu demonstrezi că ai un loc de parcare, nu poți să-ți cumperi mașină. Cineva astăzi pe Buzău City Report, domnule, nu se poate face și la noi, nu. Pentru că v-aș putea da câteva exemple despre Japonia și despre infrastructura Consiliul de acolo, local. Dar n-avem dar timp, domnule primar. S-a făcut în timp, stimată doamnă, s-a făcut în timp. Nu s-a făcut în câțiva ani de zile, s-a făcut în sute de ani, dacă vreți. Avem nevoie de locuri de parcare, asta e clar. Avem nevoie și de locuri de parcare de veci. De avem nevoie în cimitirul municipal, nu avem locuri de veci, doamnă. Sunt diferite locuri de parcare și locuri de veci. Locuri de parcare pentru noi, că toți ajungem acolo. Și aia este o prioritate, că nu-i dimineață să nu vină un bătrân, domnule, îmi trebuie un loc de veci, că a crescut... Păi aveți proiectul cu cimitirul municipal de foarte multă vreme. Încercăm să-l punem și pe ăla, n-am putut să-l facem în 2 ani de zile, că ne-a luat avizele foarte, foarte mult. Un loc de parcare de ăsta de veci costă mai mult decât a dat omul pe un loc de parcare de mașină. Domnule primar, nu e normal să plătești 2000 de lei sau 2500 de lei pentru un loc de parcare? Dar este normal oraș ca Buzău. Este normal să plătești 150 de milioane pentru un loc de parcare de veci? Un loc deci de dacă, veci, da, da, dacă nu, ar fi, nu e normal. Da, dacă ar fi, cine a plătit atât? Dacă ar fi, sunt mulți. Dacă ar fi ca prioritate, hai să ne asigurăm și locul ăla pentru adormiți. Și care costă o groază acum, trebuie să micșorăm prețul și acolo. Și îl vom face făcând și cimitirul municipal. O să vorbim și despre proiectul ăsta. Păi ce să facem? Trebuie să ne gândim la toate și acționăm și ăla solicită bani. Sunt câteva milioane de euro și viitorul cimitir municipal. Avem pe și cineva la telefon. Da. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnule primar, am mai intrat în dialog cu dumneavoastră, vă doresc sănătate. Mulțumesc, să puteți să vă duceți toate proiectele la bun sfârșit, dar am o problemă care v-am adus-o la cunoștință de acum 3 ani. Locuiesc pe strada Stăvilarului. M-am săturat, domnule primar, de gălăgie. De gălăgie, aici e teren de fotbal. Dacă am spus, mai aici, strada nu e teren de fotbal. Dar ce-i domeniul public? Putem să ne jucăm. Da? Dar du-te la tine la poartă și joacă fotbal acolo cât vrei. Doamnă, sunați la poliția locală dacă aveți astfel am de probleme. Am fost și nu m-a primit în audiență. Există un număr de telefon 0238955 pentru astfel de probleme. Dar domnul Șerban nu are competența asta de a se ocupa de problemele străzii. Da, nu cred că are competența, dar las pe domnul primar să vă răspundă, domnul Șerban, vă mulțumim. Domnul Șerban este consilier local și părerea mea că ar putea să se implice, având în vedere că sunt foarte mulți cetățeni romi acolo și probabil cu dumnealor aveți probleme. Să știți că inclusiv personal m-am implicat în treaba asta și mă și deplasez acolo. Eu nu știu dacă am fost inclusiv la dumneavoastră acasă, că am fost la o doamnă care m-a chemat acolo, era cu familia, tot așa, pentru o situație de felul ăsta. Ce să vă spun? Nu vă încurajez pentru că este foarte greu de controlat. Bine, această situație. Să nu exagerăm, câteodată sunt și oameni locală... care reclamă copiii care se joacă la un loc de nu, joacă. Aici nu, aici cu copiii trebuie să înțelegem pentru că copiii trebuie să joace. Dar să nu se joace la ore de astea în care, eu știu, oamenii se odihnesc. Sau să facă scandal acolo sau să facă alte acte antisociale. Domnule primar, mai spune un telespectator, nu știu dacă sunteți de acord, zilele ploioase ar trebui scăzute și la Urbis, adică neplătite, dacă plouă nu se muncește, spune telespectatorul, vis-a-vis de ce spuneați mai devreme. Doamne, și Urbisul lucrează tot pe contracte și își ia banii în funcție de ce este prevăzut în contract. Deci Urbisul nu lucrează doar la asfaltări, adică pe ploaie mai poate face altceva, alte nu? Lucrări. Ei pot pune plombe și pe ploaie și se întâmplă treaba asta sau îngrijesc cei care sunt la spații verzi. Au și solarii, au sere, se duc și lucrează acolo pe adevăratele. Săptămâna trecută am fost și i-am vizitat.
dar ei au contracte, ca și orice agent economic, singurul lor avantaj este că nu trebuie să participe la licitații. Pentru că este o lege care ne permite, având în vedere Consiliul Local este acționar 100% acolo, ne permite să dăm încredințări directe pe licitații, ceea ce a ajutat Buzău foarte, foarte mult. Pentru că o licitație, numai Bulevardul Unirii, vă mai spuneam, a durat aproape 2 ani numai contestațiile. Ce să vorbim? Și, deci lucrarea aia trebuie să fie gata de cel puțin un an și ceva. Un telespectator vă roagă să-i spuneți dacă se mai primesc înștiințări despre impozitul pe clădiri. Cum a fost în anii trecuți, nu. Pentru că, printr-o hotărâre de guvern, s-a luat decizia să nu se mai dea așa ceva ca să facă economii. Eu, cu prilejul ăla, trimiteam și o cărticică, o broșură de informare a buzoienilor și o scrisoare. Deci vă puteți interesa, inclusiv online, cât aveți de plătit. Dar și aici trebuie cu cod, pentru că poate să fie o persoană răuvoitoare să întrebe, să dea date personale despre dumneavoastră și nu e în regulă. Din păcate a dispărut acest canal, da. Domnule primar, a fost la Pitești, nu? Cum a fost acolo, Sinfonia Lalelelor? Cred că a fost interesant. Am fost invitat de prieten cu domnul primar de acolo, Cristian Gentea, și a fost și o curiozitate pentru mine. Era cea de 46-a ediție și am fost singurul primar care a venit și am fost de dimineață, am plecat seara. Într-adevăr, orașul ăsta, orașul Alelelor din România, au și o alea care se numește Tulipa Pitești, făcută de olandezi. A fost și ambasada Olandei acolo. Ce să vă spun, te inspiră și cu toată răutatea unora. Chiar înainte să vin la dumneavoastră, am fost până la domnul Costel Vânătoru și vorbeam despre laleaua din Crâng, pentru că domnul Vânătoru și echipa dumnealui va avea un rol mare în identificarea și protejarea și promovarea acestei specii endemice. Endemică înseamnă că a lăsat-o Dumnezeu acolo, ceea ce este un lucru minunat. Și vom încerca, chiar din primăvara viitoare, să venim nu numai pentru partea de la lăsă, nu să înțeleagă că scoatem laleaua din Crâng și o punem la mezat acolo, să o ia toată lumea. Nu se va întâmpla acest lucru. Dar Crângul poate deveni și un oraș al florilor, al bujorilor, că e floare națională acum, al narciselor, al alelelor și așa mai departe. Dar am văzut, domnule primar, că sunt foarte multe solicitări de la buzoieni pentru a primi de la Urbis pământ vegetal, pentru a planta flori, pentru a... Este cea mai mare bucurie și dacă este cineva care n-a primit pământ, noi vrem pământ, știți că era o poezie. Da. O să le dați, nu? Cu mare drag, da, pentru că... Sunt foarte mulți buzoieni care au luat în administrare gratuită spațiile de pe lângă blocuri și au făcut adevărate grădini foarte frumoase. În același timp, sunt și buzoieni care lasă totul acolo și îl înjură pe primar că de ce i-a luat gardul viu, că ascundea mizeria din spate. Gard viu care era mai mult plasă sudată și cu niște fire de lemnul câinelui sau ce era acolo ca și gard viu din loc în loc. Pe plan politic, domnule primar, se apropie rotativa. Cu ce gânduri vă pregătiți pentru acel moment? Să se facă. Să se facă, nu? Să se facă, pentru că este o promisiune, sunt oameni responsabili în cele două partide, și la PSD și la PNL. Deci, în mod normal, din luna iunie, domnul Marcel Ciolacu va fi prim-ministru al României, ceea ce este onorant pentru buzoieni. Să ai al doilea sau al treilea prim-ministru, că a fost Marghiloman 7 luni, a mai fost o săptămână în 1918. Mai fost o săptămână Constantin Angelescu și acum Marcel, și care acum sper iată... să stea mai mult de 7 luni. Da, domnul Ciola. Da, ne ajută. Mai avem timp pentru un singur mesaj. Spune un telespectator, noi cei din cartierele mărginașe, de exemplu Mihai Viteazu și blocurile din zona industrială, suportăm o mare toxicitate. Avem fabrică de ulei cu un coș mare de noxe. Nu ar trebui mărit impozitul la noi, spune telespectatorul. Aici, vă dați seama, avem Agenția de Protecție a Mediului, avem Garda de Mediu, să fac măsurători în permanență. Dacă cineva le depășește, plătește. Deci, vă dați seama, asta nu este la nivelul Consiliului Local al Municipiului Buzău să ia astfel de decizie, discutiri de impozite. E o chestie la nivel de legislație națională pentru astfel de cazuri. În momentul ăsta nu ni s-a semnalizat că ar fi depășiri de astfel de noxe. Deci, ce-ar produce, eu știu, noxe, fabrica de ulei sau, dincoace, fabrica de pulberi metalice.
Bun, ne oprim pentru că nu mai avem timp. O să vă citesc mesajele care vin și acum după emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit. Spor la treabă, domnule primar. Eu vă mulțumesc pentru oportunitate și ia sigur pe toți buzoienii, chiar ne facem treaba chiar în, nu în cele mai bune condiții, credeți-mă. Și nu este totul perfect. Să fac și greșeli, le remediem, dar, cum să spun eu, calci în gropi, dar să fie pe direcția care trebuie. Și ne zbatem, că până la urmă învățăm din greșelile noastre, din păcate. Știu, ați văzut că în București au făcut harta magnoliilor. Noi o să facem harta gropilor pentru Buzău, ca să știm dacă sunt în direcția care trebuie, nu? Normal, domnule, noi facem festivalul, nu Sinfonia Lalelor, Sinfonia Gropilor. Așa. Vă dați seama, răspund personal acolo pe Facebook. Bune și chestiile astea, că te mai enervează, îți mai trece, asta este. Important este să treacă, nu? Să învățăm ceva din greșeli. Important este, nu, eu învăț din chestiile astea, să știți. Și unde am presiunea mare, iau și măsuri, verific personal. Dacă văd că sunt băieți de ăștia trol sau nu știu cum să numesc, să duc concentrat pe o chestie, cum e cu câinii fără stăpân acum, sunt cazuri și cazuri. Ai tot felul de oameni care lucrează în sistem, dar încercăm să îmbunătățim. E bine să aveți specialiști pe fiecare domeniu, astfel încât să nu fiți prost informat. Să mai găsim și oameni adecvați. Este foarte complicat să găsești și oamenii cei mai buni. O să mai vorbim despre echipa pe care o aveți, dar și despre proiecte. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Seară bună vă doresc. La revedere!